oportunitatea asta absolut, oricând o am la îndemână, plec acum, probabil... El vorbește germană, asta are avantaj. Probabil în februarie mă voi duce, dar pentru a duce un business acolo, ceea ce ar fi un lucru foarte interesant și acum testez niște chestii, pe de o parte, și pe de altă parte pentru a aduce un alt business aici la mine, la câmpul cu rabarbar. Deci mă duc, dar în drumurile mele, când mă duc să încerc business-uri acolo sau să aduc business-uri de acolo aici, oricând am opțiunea de a rămâne. Oricând pot activa opțiunea aceea de a rămâne. Sora mea trăiește acolo de peste 10 ani și după ce a învățat absolut toată medicina, iar în limba germană, cum a terminat facultatea, cum a plecat în Germania. Printre cei care întinzi mâna. Eu? Da, ai spus că rămân cei care întind mâna și le place. Nu, tu ai opțiunea să pleci, rămâi. Sora ta a plecat. Deci ați demonstrat că se poate. Nu întind mâna, eu plătesc salarii la 3 oameni. Deci sunt 3 oameni de ce nu pleci? Care direct depind de mine, nu am 170. Depind, mă, oamenii, așa e sistemul, mă. Deci eu am colegi, eu nu spun niciodată angajat, pentru că eu tâmpenie. Sistemul spune că ăia sunt angajați. Ei sunt colegii care împreună construim ceva. Da? Și atunci voi credeți că România asta, despre care cel cu care vorbea Dan Mașca, spunea că doar cu bombe se schimbă. Eu vă întreb, nu plecați, nu sunteți în categoria celor care stau cu mâna întinsă. E clar, voi credeți că România asta în 2013 sau de acum încolo sau vreodată mai poate fi schimbată? Poate să ofere cetățenilor ei care, iată, au mers la alegeri, la vot, au mers la vot în decembrie, când tot vorba din popor spune că dacă treci iarna, e bine. Nu mă interesează ce oferă nu știu cărui român de nu știu unde. Limba, spunea Lucian Boia într-un interviu foarte frumos făcut de un jurnalist care practică extraordinar de bine specia asta de jurnalism într-o revistă de umor. Lucian Boia spunea acolo, nu există, ăsta e istorie, da? Știi că el a mișcat. Nu a revoluționat mult prescrierile lui după 90, așa. Toată istoria noastră și dacă la Ștefan cel Mare, pe care le-am învățat dacă la noi. Ștefan cel Mare i-ai fi spus în 1470 sau că e român, depinde în ce tonel prindeai, că stai a capul, probabil. Era moldovean, nu există român, că vorbea cum, atunci. Noi suntem ardeleni, noi suntem, dar așa. Nu prea înțelege lumea chestia așa. Asta. Deci nu mă mai întreba despre România. Eu vreau să vorbesc despre Transilvania, vreau să vorbesc despre Nadeș, despre Târgu Mureș, despre Transilvania. Bucureștiul, eu aș vrea să prind în viața mea momentul în care Bucureștiul este o entitate la care dacă am chef, mă raportez, dacă nu, nu. Bun. La care dacă hai să te enervezi, intri în UDMR, că UDMR vrea autostradă, vrea infrastructură, legătură cu Europa și cam atât. Nu intru în UDMR. Cei că din București arată cu degetul spre UDMR, că uite intru, ce vor ăștia. Nu, sunt români de aici, de asta români ca etnie, să spunem, da? Român ardelean, dar nu mai vreau să fac parte dintr-o Românie care e condusă, cum am spus încă o dată și spun, vintrele cuiva care era ardelean. Mă, nu are nicio treabă mă, asta era cu ardelean. Era când a condus. Nu mai exagerați cu ardelenii ăștia. În Elveția, da? În Elveția, nu ce mă duc. Am fost în zona francofonă și am un partener vechi în Basel, căsătorit cu o suedeză, da? Și am trecut prin niște orașele franceze, se cumpăr, copilul face germană acum, și se cumpără niște cărți de povești de astea, de povești contemporane în germană, ca să poată să exerseze aici mai bine. Culmea, în librăriile franceze, din zona francofonă, am găsit, într-o librărie cu mii de titluri în franceză, am găsit vreo 10-11 titluri în limba germană. Și aia e pentru adulți. Surprinzător. Mă duc la Basel, într-o mare librărie, cu 10.000 de titluri în limba germană, găsesc maxim 100 de titluri în limba franceză. Nu interesează. Pur și simplu își văd strig de comunitatea lor. Faptul că soția, partenerul meu, este suedeză și n-a învățat germană și vorbește cu ea în engleză, da, ține exclusiv de comunitatea respectivă. Cunosc și funcționează și în Germania la fel. Dar vreau... nu are nicio treabă. Dar astăzi sunt la momentul că el mă întreba la cum funcționează astăzi această entitate numită Statul Național Unitar Român. Ori eu nu-i găsesc nicio soluție de însănătoșire decât aia la care să ajungem și noi peste 50 de ani și să mai trez eu atâta, să văd aceeași chestie, că se întâmplă aici, la Târgu Mureș sau la Nadeș. Și acum, revenind la că în Germania am văzut foarte vizibil chestia asta. Unde stă, de exemplu, sora mea căsătorită cu un neamț bavarez de acolo, de sute de ani. Ei zic, aici e Bavaria, da? Da. Și ei vor separarea. Germania e o chestie, aici e Bavaria. Da. După aia, el zice, noi de fapt suntem în Franconia. Da. Care e o altă bucățică din Bavaria. Dar zice mai mult, noi de fapt suntem în nordul Franconiei, care e altceva față de sudul Franconiei. Deci ei merg la diferențieri din alea. Noi suntem aici în Goxheim și ăia de peste deal de acolo, nu știu ce sat,
altceva. Deci acolo au fost sute de ani. Comunitatea avea viața ei și exact cum am spus înainte, în momentul în care a simțit nevoia să creeze deasupra ei o suprastructură care să-i ușureze viața, business-urile, ce vroia, a creat-o în mod firesc și așa s-a construit în câteva sute și de minimal, ani. Deci minimal. Și minimal, da. Într-adevăr, fără să afecteze nimic din ceea ce presupunea funcționarea unei comunități. No, asta vreau eu. Cât timp voi mai trăi pe pământul ăsta, sper să ajung să văd că și aici, la mine, la Nader, se întâmplă același lucru. Nimeni nu vine să ia UDMR-ul cu basculantele, pământul. Foarte bine o lua de pădurile pe vremea când guvernau de la București în așa zisa idee de stabilitate etnică, bla, bla, bla. Mult mai rău făcut românilor din Ardeal prezența UDMR-ului la guvernare tot timpul în ăștia 20 de ani. Dacă eram într-o altă formă de organizare, cu oarecare autonomie, altfel se regreau raporturile între români și maghiari. Dar tu știi foarte bine de ce se întâmplă treaba aceasta. În zilele acestea se lucrează prietenul nostru comun, profesorul Radu Carp, da? Da, mi-a trimis zilele trecute un articol, da? L-am dat la încă nu îl finisează, îl vom face și în engleză, da? De anumită analiză. Și ce am făcut, Adrian Giurgea, am finanțat niște tineri cercetători pe științe politice de la București și pe drept constituțional, ca să facă un studiu comparativ cu legile partidelor și alegerilor din Occident și din Europa de Est. Deci trei tipuri de țări. Țări cu vechi democrație occidentale, țări foste socialiste membre UE și țări care nu sunt membre UE, foste socialiste. Da? Ce este interesant este că în Elveția, în Franța, în Olanda, da? Spania, Italia, între 1 și 3 oameni pot să facă un partid. Da, și să participe la alegeri. Da, da. Deci înregistrez eu la Nadeș un partid și un prieten meu de la Iași candidează la primăria Iașului sub numele acelui partid. Asta este SF. De exemplu. Asta este SF. Dar gândește altfel. Tu cu rabarbura de la Nadeș, cu ora cu rabarbura de la Iași, cu ora, independent, deci nu-i comandantul ăla de la Iași, cu ora cu rabarbura din Tulcea, de fapt, cum se candidează? Pe niște circumscripții locale. Așa este. Și atunci tu poți să faci o uniune de partide care să acopere aprobătorul de rabarbură. Da, toată țara. Toată țara. Deci partea de civism, pentru că de fapt câți dintre noi facem civism cu adevărat? Câți dintre noi, în afară de a merge copilul la școală, în a merge la niște ședințe cu părinții care sunt pe un sistem educațional virusat, din păcate, și nefuncțional, da? Care păstrează inspectorul școlar județean de pe vremea lui, așa, și așa mai departe, sute de oameni care n-au nicio treabă, de fapt, cu școala în mod direct, la ora actuală, câți facem altceva? Doar cu singurul interes ca al nostru copil, când ajunge matur în a noastră comunitate, să nu mai spună, cum spuneam în față de părinții noștri, Adrian Giurgea, că, mă, de ce nu ai făcut mai mult să plece comunismul mai repede? Pentru că noi acum față de părinții și bunicii noștri nu mai avem nicio scuză. Poate pentru că atunci când părinții noștri nu făceau nimic, o regină se plimba cu Ceaușescu în caleașcă sau americanii dădeau clauza națiunii cele mai favorizate aceluiași dictator al nostru. Avem. Ultimul minut pentru fiecare ce înseamnă și ce aștepți de la 2013. Mă enervez când aud de comuniști, de regimul lui Ceaușescu și de ce au făcut occidentalii pentru el. Ultimul minut. E ceea ce vreau să spun. Să continui ce am făcut și până acum. Să-mi văd în primul și în primul rând de oamenii dragi mie apropiați care sunt aici în comunitate și cu care lucrez zi de zi, da? Să continui să pot să-mi respect partenerii care i-am, da? Și să continui să pot să fac civism astfel încât, așa cum spuneam mai devreme, copilul meu când ajunge adult să poată să spună tată cât ai fost în putere, ce ai făcut și pot să spun copilul am făcut asta, 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 asta și asta, e adevărat fără să-mi cumpăr mașini scumpe Porsche și Mercedes și așa mai departe, da? Restul făcând treaba de civism. Este foarte important să facem lucrul acesta pentru că doar așa putem să influențăm pe cei de lângă noi care ne reprezintă în comunitate. Legea partidelor schimbată, să putem să facem partidul producătorilor de rabarbură din Nadeș, dacă trebuie, sau partidul povestitorilor despre fericire din Târgu Mureș. Foarte ușor și banii pe care îi cheltuim acum pe birocrație să putem să investim în proiecte de comunitate. Mircea, ce așteptări ai de la 2013 și ce vei face tot în 2013? Pe planul cel mai important, care e cel al familiei și al prietenilor, sper să meargă lucrurile așa cum a mers și până acum, adică să fim sănătoși și să existe armonie între noi, că din armonia asta ies și banii de care avem nevoie. Ce mi-aș dori pentru 2013, și aici lansez o provocare guvernului de tineri reformatori care este astăzi, dacă tot avem Ministerul Marilor Proiecte, eu visez la un minister al reformei, care să funcționeze exact așa. Se duce reprezentantul, care are un singur angajat, ar fi suficient. Se duce reprezentantul Ministerului Reformei noaptea, vine la ora 2, ajunge în Târgu Mureș
se duce și pune câte un sigiliu la Direcția Județeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, la Inspectoratul Școlar Județean, pune un sigiliu, zice închis. Și când vine ăștia dimineața la lucru, găsesc un sigiliu, știi, cu ștampila Ministerului, cum... O să le fie frică să sune la guvern, la partid, nu știu unde, o să zică, bă, mă fac de mine dacă sun. Nu zic nimic la partid despre asta. Oare ce se întâmplă? Și așa instituțiile alea vor fi oarecum paralizate, și rapid. Și culmea, poate să funcționeze țara. Țara. Țara funcționează. Privații, culmea, reușesc să facă față. Da. Deci asta trebuie să fie Ministerul Reformei. Domnilor, mulțumesc pentru prezența în platou în această seară. Interesante idei, interesantă viziune elvețiană, interesantă viziune bavareză. Nu știu dacă cineva vreodată o să asculte cu adevărat tinerii sau dacă tinerii ajunși în funcții de conducere vor avea curajul, să nu spun tupeul, de a le spune celor care stau în spatele lor, până aici, de aici începem reforma României și o facem așa cum o vrem noi. Nu știu dacă se va întâmpla vreodată acest lucru. Stimați telespectatori, eu sunt optimist. Sper ca odată și odată să se întâmple și asta și sper să prindeți și dumneavoastră acele momente în care nu vor mai fi sparte geamuri pentru 30 de lei, cum am văzut prin Sud, cu ocazia sfârșitului de an, că ne dă statul 30 de lei, să o ducem puțin mai bine, ci să avem acei bani, să spunem, statule, nu funcționezi, hai să-ți mai dăm noi privații, pentru că oricum de pe urma noastră trăiești. Până luni, vă doresc numai bine. Aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi.